După evenimentele comemorative dedicate poetului Ioan Alexandru, Biserica Parohiei din Topa Mică a găzduit și conferința de toamnă a preoților din protopopiatul ortodox Huedin. Conferința a avut tema Sfântul Ioan Gură de Aur, misionarul credibil, și a fost prezentată de părintele profesor Adrian Bodaru, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Și dacă celelalte conferințe le-am făcut la sediile protopopiatelor, aceasta am rânduit să fie ținută aici, la Topa Mică, dintr-un motiv important. Să împlinesc în toamna aceasta 15 ani de când Ioan Alexandru, fiul satului dumneavoastră și poetul și scriitorul mult drag nouă, a plecat la Domnul. O primă comemorare, o primă pomenire am făcut-o acolo unde este îngropat, la Nicula. Dar am socotit că e foarte important să venim aici, de unde a răsărit, ca aici în biserica care i-a fost dragă, să-l pomenim și să ne rugăm pentru el. Conferința aceasta preoțească a găzduit cele 58 de parohii și 6 mănăstiri, toți preoții parohi și părinții stareți, maicile starețe și duhovnicii de la mănăstirile noastre au fost prezenți astăzi în această parohie. Astăzi Ioan Alexandru este un autor uitat. Vă spun acest lucru din perspectivă culturală, din perspectivă literară. Ioan Alexandru este deja un clasic al literaturii române, așa cum este Goga, așa cum este Coșbuc, așa cum sunt mari poeți transilvăneni, mari poeți și scriitori români. Dar așa cum sunt ei uitați, așa este uitat și Ioan Alexandru. La final, înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei, împreună cu alți invitați de seamă, au formulat câteva concluzii. S-au discutat de asemenea și o serie de probleme administrative și pastorale din cadrul protopopiatului Huedin.